A fost un nou weekend încărcat pentru voleiul feminin juvenil din România, odată cu disputarea jocurilor din cadrul campionatului național la categoriile mini-volei și cadete. Acestea din urmă au parafat meciurile etapei cu numărul 8 în toate cele 9 serii, iar sala de sport Capela din Râmnicu Vâlcea a fost gazda întâlnirii în care oltencele de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, în echipament galben-negru, au primit vizita formației liceului cu program sportiv Viitorul Pitești. Cele două echipe fac parte din seria a 5-a, acolo unde mai evoluează formațiile din Câmpul Lung Muscel, Mioveni, Craiova, situate în această ordine în fruntea clasamentului, precum și deținătoarea Lanternei Roșii, liceul cu program sportiv Slatina. Așadar, Vâlcea, locul 4, pornea ca favorită în partida cu ocupanta poziției a 5-a, fapt demonstrat de elevele antrenoarei Denisa Stoicănescu încă din primul set, la capătul căruia oltencele s-au impus cu 25-10. La fel au decurs ostilitățile și în actul secund, am putea spune chiar identic, și asta pentru că scorul înregistrat la finalul setului a fost același, 25-10. Cu totul altfel au stat lucrurile în setul al treilea. Echipa oaspete, pregătită de Nicoleta Iatan, a profitat de relaxarea prematură a vâlcencelor și chiar dacă gazdele conduceau cu 16-13, în scurt timp, argeșencele au răsturnat situația și au preluat conducerea cu 21-18. Finalul de set a fost unul incendiar. Vâlcea a egalat la 22, a mai câștigat consecutiv două puncte, având așadar tot atâtea mingi de meci. Așa cum se observă, argeșencele au fost la un punct să își treacă în cont setul al treilea, dar lipsa lor de experiență și-a spus cuvântul, astfel că au părăsit terenul învinse. Da, din păcate nu putem la acest moment, pentru că echipa noastră este formată din jucătoare mult mai mici decât eșalonul în care evoluăm. Este destul de greu în contextul în care pierzi 5 jucătoare dintr-o echipă, e destul de greu să emiți pretenții. Sunt copii, în schimb, care vin din urmă și eu cred că vom face treabă, numai că trebuie să avem răbdare să mai treacă timpul. Se poate spune că cel puțin acest sezon constituie o perioadă de tranziție pentru clubul din Pitești. Din păcate este un sezon de tranziție și la cadete și la junioare. V-am repet, ne-am pierdut 5 jucătoare, 2 sunt la Centrul Național de Excelență și 3 evoluează pentru echipa din Câmpul Lung. Sigur că este destul de greu, practic pierzi o întreagă echipă, trebuie să reclădești totul. Iar la acest nivel de speranță, să spunem, și un pic combinat cu cadete, pentru că n-am avut decât 2 jucătoare pe vârstă, este foarte greu să emiți pretenții, nu avem nicio talie deosebită, toate cele din cele 5 jucătoare care au plecat, 4 erau talii. Este un destul de greu de surmontat acest lucru, dar mergem în continuare pentru că asta ne e menirea. O victorie importantă pentru echipa vâlceană, performanță care constituie primul 3-0 din acest campionat. A fost un
meci spectaculos, pot spune. Deși am crezut că va fi un meci ușor, în primele două seturi, câștigându-le la 10. Altfel, se pare că a fost puțin mai greu din cauza faptului că ne-am relaxat puțin pe ultima 100 de metri. Însă, pentru că am avut încredere în noi și am mers spre luarea serviciu și am fost foarte determinate, am reușit să-l câștigăm cu 27-25. A fost un meci frumos, destul de ușor, în afară de setul 3, care a fost spectaculos, a fost greu, dar am știut că vom câștiga. Păi, e primul meu meci cu cadetele, a fost un meci frumos, am jucat bine, toate am fost unite. Ca de obicei, emoții întotdeauna la un set. Este primul joc pe care l-am câștigat cu 3-0 în acest campionat. Mă bucur că am câștigat 3-0. Primele două seturi categoric au fost fără istoric, am câștigat lejer. Ca de obicei, relaxarea în setul 3 s-a văzut. Cu puțin noroc l-am câștigat cu un serviciu excepțional al Carinei pe final de set. Mă bucur pentru fete că au jucat frumos, au fost unite, au vorbit foarte mult pentru prima dată de când joacă împreună, au vorbit între ele. Îmi pare rău de această relaxare la final de set. A condus Piteșul, de fapt, tot setul, noi ne-am relaxat pe final, am avut două ocazii să câștigăm setul mai devreme. În final este bine că e o victorie, 3-0. De acum înainte să sperăm să fie așa un imbold pentru ele să câștige și următoarele jocuri. Avem următorul meci cu Câmpul Lung, un meci foarte dificil, este lidera grupei. Sperăm, șansa noastră ar fi să câștigăm și acel meci cu Câmpul Lung, să luăm 3 puncte. Mai avem cu Slatina ultimul meci, 3 puncte de acolo și să zicem că avem o șansă matematică să ne calificăm de pe locul 3. Mai departe în turneul pre-semifinal. Pentru moment, echipa vâlceană a urcat pe locul al treilea în clasamentul grupei, profitând de faptul că formația din Craiova, deși a condus cu 2-0 la Mioveni, a părăsit terenul învinsă cu 3-2. Chiar dacă echipa din Bănie are un joc mai puțin disputat, vâlcencele speră ca prin jocul rezultatelor să prindă la final poziția a treia în clasamentul grupei. Matematic ar fi șanse să putem să ne calificăm de pe locul 3, însă mai sunt două meciuri, mai avem o etapă la Câmpul Lung la ele și mai avem ultima etapă cu Satina. Dacă reușim să ne batem cot la cot, dacă aș putea spune, cu Câmpul Lung și să batem un 3-0 cu Satina, ar fi șanse teoretice să ne calificăm. Teoretic sunt, trebuie să ne luptăm să câștigăm fiecare meci, să nu mai lăsăm nici măcar un set necâștigat și dacă vom câștiga, va fi bine. Așadar, vâlcencele vor avea o misiune dificilă la 26 februarie pe terenul liderei din Câmpul Lung Muscel, după care victoria ca și sigură de acasă cu ultima clasată din Slatina la 12 martie le-ar putea aduce calificarea în faza următoare.